în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Așa cum suntem obișnuiți în fiecare duminică, vedem că Mântuitorul Iisus Hristos și Sfânta Evanghelie prezintă câte o pericopă, fiecare cu semnificația ei. Cea de astăzi însă are un început puțin mai interesant, dar are un sfârșit dumnezeesc. Și mulți de la răsărit și de la apus, deci vedeți, arată capetele pământului, ceea ce înseamnă o mișcare de rotație, vor cina la masă în împărăția lui Dumnezeu, deci nu oriunde și oricum, cu Avram, cu Isaac și cu Iacob. Cine este Avram, cine este Isaac și cine este Iacob? Avram este primul patriarh din ținutul Ur, în Haldeea, deci care păzește porunca lui Dumnezeu și care vorbește direct cu Dumnezeu și hrănește la casa lui și la masa lui pe cei trei tineri, adică pe Sfânta Treime în chip de tineri, primește făgăduința nașterii unui fiu la bătrânețe, dar mai mult decât atât, jertfa și înălțimea minții lui duc până acolo unde el lasă toate averele și tot ce are agonisit, își ia familia și pleacă la porunca lui Dumnezeu, cum v-am spus și altă dată, într-un loc în care nu știa nici dacă are ghiuvetă, nici dacă are lumină electrică, nici dacă e asfaltat, nici dacă e pământul roditor, nici dacă are unde sta, ci a ieșit și s-a dus la porunca Domnului, du-te în pământul Haldeilor. Ce rămâne important? Rămâne faptul că Avram, pe unde trece, nu numai prin faptul că a discutat cu Dumnezeu și a primit legământ, dar lasă altare de jertfă. Deci, iată, prima formă, dacă vreți, de comunicare a omului cu Dumnezeu, altarele de jertfă. Primul altar de jertfă îl avem la Cain și la Abel, care aduceau jertfă și neînțelegându-se unul cu celălalt, pentru că unul era zgârcit și a adus poame în pârgă, celălalt a adus miel fără beteșug pe altarul de jertfă și Dumnezeu a primit jertfă și au dat unul la altul cu bâta cap, s-au omorât. Adică Cain s-a ridicat asupra lui Abel și l-a ucis. Ceea ce denotă că răul în lume nu este de factură juridică, nu-i de factură penală, nu-i de factură umană, ci este de factură diavolească. 6 miliarde de oameni se împacă greu pe glob și își împart averile și moștenirile, dar doi oameni în fața întregului pământ să se omoare între ei e ceva puțin nefiresc. Când unul putea să o ia la răsărit și unul l-a apus, lucru care îl întâlnim unde? Îl întâlnim la Lot și la Avram, care certându-se și nemai putându-se slugile împăca, unul s-a dus la miază zi și unul s-a dus la miază noapte. Lot s-a stabilit în părțile Sodomei și a Gomorei, și știți mai departe din Sfânta Scriptură urmările celor două cetăți fără de Dumnezeu, de aceea chiar Mântuitorul undeva și pronunțat o expresie de genul Capernaume, Capernaume. Dacă s-ar fi făcut în Sodoma și Gomora minunile care s-au făcut în tine, de mult s-ar fi pocăit cu sac și cenușă. Dar tu până la cer te-ai ridicat, adică cunoscut în toate neamurile și în toată lumea pentru minunile săvârșite de Dumnezeu, și până la iad te vei coborâ. Ei, același lucru sau aceeași taină se petrece astăzi tot în Capernaum. Acest Capernaum avea o sinagogă la temelia căreia stă două istorii. Una că evreii, fiind puțin ponegriți în zonă, au reușit să intre sub afinitatea și simpatia sutașului roman, care câștigă încrederea lor și îi ajută să-și facă sinagogă, deci mijlocește pe lângă conducerea romană și îi lasă să-și facă sinagogă, de aceea unul din evangheliști spune, este de al nostru, zice, ne-a ajutat, a pus cuvânt să avem sinagogă, e la Marcu sau Matei. Dar, în același timp, și acel sutaș, cunoscând niște evrei cu evlavie, cu credință și cu trăire autentică, pentru că la vremea respectivă Dumnezeu s-a văzut lucra între oameni
cum vorbim noi astăzi față către față, de aceea toată Scriptura este plină de Domnul a poruncit, Domnul a zis, așa a zis Domnul, așa a poruncit Domnul, deci Domnul grăiește, deci iată, nu așa mi s-a descoperit, așa zice Domnul. Deci erau cuvinte direct din gura lui Dumnezeu. Și bineînțeles că acest sutaș a dobândit între timp ce? A dobândit puțină credință, dar nu orice fel de credință. Gândindu-se că dacă ești corect cu cei din jur, deci vedeți pe ce principiu simplu a funcționat credința lui, și Dumnezeu trebuie să fie corect cu tine. Dacă tu ai milă de cei din jur și Dumnezeu are milă cu cei de lângă, cu cel de lângă tine și cu tine. Și atunci s-a adresat cu toată îndrăzneala învățătorului Hristos, auzind de el și de faptele lui și de minunile lui și de vindecările lui și de toate care le săvârșea pe unde trecea, și a zis așa: am și eu o slugă bolnavă. Ce treabă are un stăpân să-l preocupe problema slugii? Dar era vorba de un om cu adevărat cu inima bună. Deci iată, păgânii fac bine neavând lege din ale firii, spune Scriptura și Apostolul Pavel. Iar Ioan Gură de Aur folosește un termen foarte frumos când ne amintește doar așa: ferice de păgânul care moare cu fapte de creștin și vai de creștinul care moare cu fapte de păgân, că mai bine nu s-ar fi născut în pântecele Maicii sale și ar fi putrezit înainte de naștere. Deci auzi ce blestem groaznic față de călcarea poruncilor lui Dumnezeu. În momentul în care sluga zăcea la pat, sutașul s-a dus direct la Mântuitorul Iisus Hristos și a zis: dacă tot a vindecat atâția oameni, de ce nu l-ar vindeca și pe el? Mai ales că nici nu era de neam roman, era păgân, n-avea treabă cu credința. Dar el a mers pe principiu că dacă este Dumnezeu și este bunătate, trebuie să facă bine. În momentul în care a ajuns în fața Mântuitorului, nu surprins puțin a fost de faptul că Mântuitorul i-a spus: da, voi veni. Și atunci apare adevărata cunoaștere lui Dumnezeu, ce vine din lăuntru. Și aici, când vorbim de adevărata cunoaștere lui Dumnezeu, ce vine din lăuntru, m-am gândit eu astăzi să pun accent pe două lucruri simple. Teofil Părăian, duhovnicul de la Sâmbăta de Sus, avea o vorbă înțeleaptă. Spunea că teologia, cât e mai sofisticată în cuvinte, cu atât ai credința mai puțină. Adică când începem să inventăm despre Dumnezeu cuvinte mari și să filozofăm pe seama Lui, deja slăbim în credință. Cred că acest sutaș a înțeles acest lucru și el a intrat direct la esență. Auzi ce spune el lui Dumnezeu, un păgân: zi numai cu cuvântul, că eu știu că se poate îndeplini. Eu am slugi și le poruncesc: vino și vine, du-te și se duce. Și eu nu sunt vrednic să intri sub acoperământul casei sufletului meu. Deci se gândea sutașul că păgând fiind să nu creeze două răzmerițe. Una, ce caută un iudeu și ce legătură ar avea cu romanii, pentru că Hristos era de neam iudeu, după mamă. Dar în același timp nici să dea prilej cârtitorilor și bârfitorilor, știind că saducheii, farisei, el ca mai mare al romanilor și ca sutaș primea mereu în științare. Vezi că profetul ăsta face minuni peste fire, vezi că profetul ăsta atrage lumea, vezi că profetul ăsta îndeamnă la o împărăție să nu se întâmple vreo răzmeriță. Deci toate acestea ajungeau la urechea sutașului. Dar el, fiind un om temperat și un om echilibrat, nu pleca urechea la bârfe și la snoave, ci tăcea din gură și își vedea de treabă, și tocmai pe acest principiu așa zis: nu trebuie să vii, zi doar cu cuvântul. Ei, la această temă, zi doar cu cuvântul, trebuie să ținem cont puțin de ce? De învățăturile filocalice și patristice care stau la baza teologiei ortodoxei și nu la baza filozofiei teologiei ortodoxe. Ați văzut, dacă citiți mai nou prin cărțile duhovnicești care mai ies din tipar,
Dacă ați citit prin tratate de teologie, este una să citești dogmatica lui Dumitru Stăniloae, sau este una să citești o carte scrisă de Simeon Nou Teolog sau Grigore Palama, și este alta să citești o carte scrisă de un teolog modern care face o compilație a filocaliilor, a Scripturii, face o compilație a textelor din Biblie, face o compilație a textelor din Sfinții Părinți, dar nimeni nu se raportează, deci nimeni nu se raportează la modul simplu de comunicare cu Dumnezeu. Ce înseamnă modul de comunicare cu Dumnezeu? Psalmistul și profetul David scrie în cuvintele sale din Psalm un stih foarte frumos. Când te-am chemat, Dumnezeul meu, m-ai auzit pe mine. Iarăși profetul David, crezând că Dumnezeu nu ascultă, din adâncuri am strigat către tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu. Fie că e din adâncurile inimii, fie că e din adâncurile necazului sau a păcatului, noi nu știm. Dar, considerând David că nu este ascultat suficient de Dumnezeu, a accentuat și a spus, strigat am din suspinarea inimii mele. Deci, vedeți? Deci, inima poate să se roage cu suspine negrăite, filocalia. Și ce sunt acele suspine negrăite? Nu a stat cu batista în mână și a te șterge de lacrimi să vadă vecinul, vecina sau colegul, uite, bă, ăsta plânge în liturghie, bă, ăsta e tare, uite, ce trăire are. Nu. E o taină interioară în care omul se simte atât de mic încât înalță orice rugăciune îi trece prin minte ca Dumnezeu să-l asculte. Și aceea e cea adevărată. În momentul când cauți să respecti virgula, sau să respecti punctul, sau să vezi unde se pune cratima de despărțire între cuvinte, deci tu nu te rogi, teologisești. Și crezând David că nu este ascultat, și crezând că se poate și mai mult, i-a adresat lui Dumnezeu și această strigare. Scoate din temniță sufletul meu să se mărturisească numelui Tău, Doamne. Adică chiar dacă sunt păcătos, sunt încleștat în păcate, cum spune rugăciunea lui Manase, n-am ce să plec înaintea Ta decât plec genunchii inimii mele. Cu aceea îl convingi pe Dumnezeu și atunci răspunsul vine prin Duhul Sfânt. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu va urgisi. Milă voiesc, iar nu jertfă. N-am venit să-i chem pe cei drepți, ci pe cei păcătoși la pocăință, spune Hristos. Și mai mult decât atât, profetul David, crezând la un moment dat că una din cauzele fundamentale ale rugăciunii noastre către Dumnezeu este starea de înălțare a minții, a spus așa, să nu învie mie piciorul mândriei și într-o dreptatea ta nu mă voi clătina în veac. Adică atâta timp cât păzești legea lui Dumnezeu, n-ai cum să greșești. Și de ce vă expun lucrurile acestea? Vi le expun ca să vedeți că acest sutaș n-a căzut în teozofie, neavând ce face, filozofează cu Hristos. Nu, ci se adresează la modul cel mai simplu, Doamne, știu că poți, te rog să o faci. Ăsta este răspunsul. Acesta este modul de a-L aborda pe Dumnezeu. Doamne, înțelegi că am un copil obraznic? Doamne, înțelegi că am un soț vețiv? Doamne, înțelegi că am o fată care nu învață? Înțelegi că am o gospodărie care nu fac față? Înțelegi că am greutăți care nu le pot duce? Te rog, ajută-mă! Ei, și lucrul acesta începe să-L convingă pe Dumnezeu. Că de aceea Duhul Sfânt ne dă și următoarele argumente în Sfânta Scriptură. Neîncetat vă rugați că diavolul umblă ca un leu și caută pe cine să înghită. Privegheați și vă rugați că nu știți vremea și ceasul în care vine Fiul omului. Iarăși o mărturie foarte simplă despre rugăciunea directă cu Dumnezeu. În tot locul stăpânirii Lui binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Deci, pururea lauda Lui în gura mea. Vedeți ce frumos? Pururea lauda Lui în gura mea. De ce pururea? Nu există o clipă în care nu poți avea nevoie de Dumnezeu.
Nu există o clipă în care poți să faci tu ceva fără Dumnezeu. Sau chiar dacă ai făcut prin puterea inteligenței și a forței fizice și a istețimii și a priceperii, acolo tot în inteligența lui Dumnezeu este că El te-a înzestrat cu acea căpățână plină de neuroni pozitivi care gândesc bine. El ți-a pus sclipirile de memorie și inteligență. Și văzând profetul David că rugăciunea începe să prindă putere și să prindă aliură și formă, a zis și așa: ridicarea mâinilor mele, jertfă de seară, auzi-mă, Doamne. Deci, de ce trebuie să mă rog la Dumnezeu cu mâinile ridicate? Ca să-L fac să priceapă pe Dumnezeu, care pricepe de fapt, dar vrea să vadă până unde mă pot eu smeri sau pleca, că ridicând mâinile către cer, sunt convins că cu adevărat mă rog lui Dumnezeu. Pentru că ne arată filocaliile și ne spun sfinții lucrători ai rugăciunii lui Iisus, unul ca Paisie Velicicovski, unul ca Vasile de la Poiana Mărului, unul ca Gheorghe de la Cernica, unul ca Grigore Dascălu, unul ca Paisie Olar, unul ca Părintele Cleopa, va veni o vreme când oamenii vor simplifica rugăciunea și nu vor mai spune: Doamne Iisuse Hristoase, Fiule și Cuvântul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Doamne miluiește, miluiește-mă, miluiește-ne. Și de ce lucrul acesta? Pentru că la un moment dat nu vor ști cine trebuie să-i miluiască. De ce? Unii încep să se îndoiască de sfinți și să creadă că ei sunt canibali și carnivori și spun, zice, da, dar până la Dumnezeu te mănâncă sfinții. Vă dați seama cât de satisfăcuți sunt sfinții mâncând zilnic carne de om? De aceea, ori de câte ori avem o problemă, eu recomand acatistele Sfântului Cutare sau Sfântului Cutare, ca voi, împrietenindu-vă cu el, cu sfântul respectiv, să știți că el este un ajutător și nu un mâncător de creștini. Deci nu este un canibal. Deci ideea ateie că sfinții te mănâncă până la Dumnezeu este de fapt ideea pământească că în ierarhiile sociale nu este ca în ierarhiile dumnezeiești. Auzi ce a spus sutașul? Și eu zic du-te și se duce și eu zic vino și vine. Dar sentimentul lui de stăpân peste sluga sa l-a împins la a merge la Dumnezeu și a cere milă pentru neputința lui. Ei, aici este un îndemn al șefilor, al patronilor, al industriașilor și a stăpânilor de fabrici și de instituții, că atunci când este cineva bolnav, tu să ai mila sau inima să-i dai scutirea sau concediu medical, bine, nu boala închipuită, acesta zăcea la pat de multă vreme. Deci pentru lene nu există scutire, cum se spune în termen popular. Și pur și simplu l-a înduioșat suferința lui și efectiv s-a și sacrificat pentru el. Dar același lucru îl găsim nu numai în Sfânta Scriptură și nu numai în mentalitatea Sfinților Părinți. Îl găsim și în viața practică. De aceea în orice oraș există un spital care este locul bolnavilor. Există un azil de bătrâni care este locul celor neputincioși, dar care merită să stea în el, deci care au adus sacrificiul societății și ca drept respect ajung în acel loc social unde sunt îngrijiți pentru neputința lor. Și în același timp există o protecție socială prin care prevede că acel bătrân să aibă o pensie de urmaș sau de boală sau de handicap sau de ce mai este ea acolo. Și de ce lucrul ăsta? Ca el să poată să-și ducă zilele și medicamentele de la o zi la alta până Dumnezeu îi va ușura sfârșitul. Ei, pe vremea Mântuitorului nu exista spital. Este prima formă în care întâlnim eu sunt doctorul sufletelor și a trupurilor. El era doctorul cel mare. El era doctorul care vindeca primele boli. N-avea timp de chirurgie, de pansament, de tablou clinic, n-avea timp de pus diagnostice și de scris scutiri. Vezi? Mergi sănătos, ridică-te, ia-ți patul tău și umblă, vezi să nu mai greșești, iertate păcatele tale, du-te, te spală și vezi, du-te, spune cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu, fie ție cum voiești, să-ți fie ție după credința ta. N-am văzut nicăieri atâta credință, nici în Ierusalim, nici nu știu unde.
De ce spun lucrul acesta? Ca să înțelegeți că Mântuitorul era un doctor în plină obiecțiune și ascensiune spirituală, care n-avea timp să facă teologia bolii, ci vroia să arate că sunt trei surse de infecție clare. Lepădarea de Avram, Isaac și Iacov. Lepădarea de Avram, Isaac și Iacov. Deci de legea Pentateuhului, care era temelia vieții pământești în legea iudaică rătăcită și stricată, că noi știm bine că de la David regatele s-au rupt, Veniamin și Iuda au rămas, s-au ținut de Ierusalim, restul s-au împrăștiat între neamuri și și-au luat legi după păgâni și s-au împrăștiat cu popoarele păgâne. Dar mai știm că și legea era sclifosită și stricată și amețită cu tot felul de, cu tot felul de tradiții despre care Mântuitorul le-a spus fariseilor fățarnici, cum spală ei paharul, cum se spală pe mâini, cum dau zeciuiala, cum mănâncă casele văduvilor, cum vin în templu și se cred sfinți, cum stau în față, cum se roagă prin colțuri, cum umblă cu fețele smolite, cum postesc cu fața posomorâtă, toate le-a prezentat. Uite ce faceți voi! Faceți din legea și din casa tatălui meu o peșteră de tâlhari în loc să fie casă de rugăciune. Deci pur și simplu vă jucați interesele. Și sigur, la poarta templului ce găseai? Oi de jertfă, viței de jertfă, țap de jertfă, vite de jertfă, junici de jertfă, berbeci de jertfă, toate erau acolo. Alea toate costau parale. Ei nu veneau pentru că credeau în jertfa respectivă. Veneau că era vad de vânzare. Venea sărântocul cu greșeala săvârșită, trebuia să jertfească un melușel. Pac, ia drahma, dă melușelul. Venea ăla mai bogat, vrea vițelul, ia banul, dă vițelul. Și atunci ei și schimbători de bani, că erau și dajdii care se plăteau în argint, în bani. Și atunci veneai oricum bani mai mare și primeai mai mulți mai mici, ca să poți să-ți achiți, cum s-ar spune, de ce spune, schimbătorilor de bani. Îți dădea sau îți făcea contramarfă cum ai fi azi, euro, leu, euro, dolar, deci să făcea această tranzacție. Ei, și Mântuitorul a văzut că ei s-au lamentat, în a le apăzi niște subterfugii din astea ale regii, dar care conveneau. Adică erau profitabile. Dar a avut grijă să le spună: aveți grijă că fii împărăție, adică voi, neamul iudeu, care ar trebui de fapt să fiți răsplătiți, veți sta afară, iar mulți de la răsărit și de la apus, adică în urma propovăduirii Sfintei Scripturi și a activității mesianice și ceea ce avea să facă apostolii de mai târziu, părinții bisericești, scriitorii bisericești, apologeții, toți acești scriitori ale perioadelor 1, 2 și 3, deci începutul bisericii, aveau să convertească păgânii la creștinism și păgânii să devină fii ai împărăției cu Avram și cu Isaac și cu Iacov, păzind legea și prorocii, iar cei care de fapt erau stăpânii legii și a prorocilor, că Mântuitorul a fost pus în postura în care, nu că a profețit, dar a demonstrat prin gura femeii Hananiengei. E adevărat că de la masa stăpânilor mănâncă și câini, dar mănâncă rămășițele. Adică ce se întâmplă? Învățătura cea dreaptă și sănătoasă și adevărată și comunicarea cu Dumnezeu, Savaot, o aveau strict iudeii. Deci ei știau cum lucrează Dumnezeu. Azi greșai, azi te pocnea. Azi aduceai jertfa, azi te ierta. Adică vrea îndreptarea, vrea să vadă un popor cinstit. Pe când păgânii din auzite auzeau ce se întâmplă acolo și ușor, ușor se converteau și veneau. Dar când Hristos a dat libertate și către alte neamuri, că la apostol le-a spus, nu sunteți trimiși decât peste oi, mergeți numai către oile cele pierdute a casei lui Israel. Dar Mântuitorul își permite să intre și să încreștineze și neamuri, cum prin minuni din acestea relevante de aici și de acolo, care erau spuse în Sfânta Scriptură așa: nimeni n-a mai făcut o minune ca aceasta. Nimeni n-a mai făcut ca un orb să vadă din naștere. Nimeni n-a mai vorbit ca omul acesta. Nimeni n-a mai făcut minuni cât i-a făcut el. Deci căuta Iisus nu să se facă remarcat, să-i se dea honoris causa. Nu asta căuta. Ci căuta poporul să înțeleagă că este vorba de un profet adevărat care trebuie urmat ca fiul al lui Dumnezeu și, cum spune și Mântuitorul, împărăția mea nu e din lumea aceasta. Deci să arate că vine de sus și ne cheamă sus, că mulți vor cina cu Avram, cu Isaac și cu Iacov în împărăția lui Dumnezeu. Nu spune în împărăția Ierusalimului.
De ce v-am spus lucrul acesta? Pentru că, în general, și noi creștinii, cei de azi care suntem în biserică, și cei de la târg, și cei din piață, și cei de la fotbal, și cei de acasă, avem următoarea teorie. Încercăm întâi să-L adjudecăm pe Dumnezeu când avem nevoie de El. E prietenul nostru. Doamne, ajută-mă să trec peste examen, ajută-mă să rezolv aia. Și după aia spunem, Părinte, știți, am mai fost eu pe la dumneavoastră, dar mai de mult, sunt câțiva ani, am avut o problemă și s-a rezolvat. Ei, și dacă s-a rezolvat, n-a mai fost nevoie să treci. Acum, nu în sensul de prietenie, că te aștept să vii, că trebuie să treci. Tot în Sfânta Scriptură spune că venind Iisus de departe, au stat 10 leproși și striga, Iisuse, Fiul lui David, miluiește-ne. Și El, binecuvântându-i, i-a spus, mergând, arătați-vă preoților. Și când a venit, era numai unul și acela de alt neam, iar Mântuitorul a întrebat, cei 9 unde sunt? Deci aia este problema. Deci, El nu te vrea numai când ai examen de bacalaureat sau când ai examen la servici sau când ai o problemă de sănătate sau un cancer sau o încercare. Nu. Alea sunt metode de a-L găsi pe Dumnezeu. Alea sunt niște sclipiri de situație. N-au nicio treabă cu realitatea. Realitatea pură și sacră este atunci când tu-L cauți pe Dumnezeu fără nicio problemă. Și este o persoană simpatică care întotdeauna zice, ce faci, ați mai venit pe la noi? Dar ce, numai dacă ai treabă, trebuie să vii. Și că am venit, așa îți vadă Dumnezeu, că-s prezent tot timpul. Adică, să-ți fie Dumnezeu prieten, Isaac Siru folosește acest termen, râvna tinereții e odihna bătrâneții. Și tot Isaac Siru spune, cine se roagă pe timp de pace, Dumnezeu nu-l părăsește în timp de război. Deci trebuie să avem mare grijă și după învățătura Sfinților Părinți, să ne lamentăm la două lucruri. Dracii fug cu post și cu rugăciune, patimile subțiri sunt alungate cu smerenia și cu milostenia, iar când vrem să vedem dacă suntem sporiți, trebuie să ne verificăm mai mult în noi arta de a iubi, de a respecta, de a cinsti. Și v-am spus, marea dramă a poporului nostru ortodox, marea dramă a creștinătății ortodoxe, plină de episcopi, de biserici, de preoți, de clerici, de teologi, de doctori în teologie, de tot ce vreți dumneavoastră, toate rangurile posibile și imposibile, mii de studenți termină teologia, dar noi, în calitate de creștini, suntem de aceeași slabă factură prin faptul că n-am învățat să nu urâm, n-am învățat să nu pizmuim, să nu ținem minte rău, să nu purtăm grijă altuia. Deci trebuie să vă vedeți de pătrățica voastră, fără procese, fără dușmănii, fără răutăți, fără orgolii. Nu-ți place de fața cuiva, dă-i bună ziua și treci mai departe. Nu-ți place de prietenia cuiva, mă grăbesc, nu am timp, nici nu trebuie să-l jicnești. Nu, părinte, mie îmi place să spun verde în față, stați să vedeți, las că eu fac imediat o revoluție. Nu revoluția rezolvă situația, ci bună cuvință, iubiți-vă între voi, să cunoască lumea că sunteți ucenicii mei. Porunca cea nouă vă dau vouă, să vă iubiți unul pe altul și auzi, nu orice măsură, nu știți că noi de iubire, slavă Domnului, numai de iubire nu-i lipsă. Să vă iubiți unul pe altul cum v-am iubit eu pe voi. Ce stă la temelia iubirii noastre? Jertfa, durerea și suferința. Păi dacă aproapele tău își rupe gâtul de băutură, tu chiar trebuie să suferi, nu să-i spui de biserică, nu mă las, dar de tine mă las. E bărbatul tău, l-ai luat cu cununie, calci o taină, nu că te duci tu la biserică și lași bețivul în crâșmă. Stai de capul lui până îl descotorosești de patimă. Dacă e curvar, nu, că dau divorț, că l-am prins cu alta. Și dacă dai divorț, crezi că nu o să mai ducă la niciuna. Stai acolo lângă el și convinge-l ce înseamnă familia. Nu că e hoț și m-a bătut. Tu l-ai luat când l-ai luat, nu ți l-a dat nimeni. Tu te-ai dus în fața altarului și ți-ai pus mâinile pe Evanghelie și ai spus, e al meu, dacă e al tău, ține-l. Și de ce lucrul ăsta? Ca să vadă Dumnezeu că omul credincios sfințește pe cel păcătos. Că așa spune, purtându-ne sarcine unii altora, așa împlinim legea lui Hristos. Deci cam felul acesta de ortodoxie trebuie să o abordăm noi. Cel bolnav al sutașului nu era neapărat bolnav că nu putea pune pe o targă cum a fost slăbănogul de la Vitezda sau slăbănogul celălalt coborât prin acoperirea casei. Dar nici măcar nu l-a prezentat în fața Mântuitorului, fiindcă a știut
că o rugăciune făcută curată poate transmite harul și lucrarea mai departe, exact cum facem noi. Bolnavul e operat în spital, iar noi participăm la Sfântul Maslu cu credință și acela, fie că reușește operația, fie că se vindecă, fie că își revine, fie că îi trece, fie că iese din comă și așa mai departe. Dar asta trebuie să o facem permanent, în primul rând, cu sufletul nostru. Dacă le tratăm în derâdere și dacă le tratăm la superficială, bine că nu plouă, bine că nu ninge, bine că n-a bătut piatra la mine în ogradă, bine că n-a picat băiatul meu la școală, bine că n-a nu-i desfrânată fata mea, oricui ar fi. Și dacă e a vecinului, tot trebuie să te doară sufletul, că tot din societate face parte. Și dacă e a dușmanului tău, tot trebuie să te întristezi, că și ăla e om ca și tine. Și mai nou, teologia modernă, ca să vedeți și babele ce știu, cât de cultivate sunt, toate l-au citit pe Siluan Atonitu și au început babele să mă întrebe: părinte, dar ce înseamnă să ții mintea în iad, să nu deznădăjduiești? Zic, ieși mă ta din iad, las că mintea e de mult acolo. Zice, dar de ce spuneți treaba asta? Păi când tu nu ai pătrățica ta și ai treaba la alții 10, mai e nevoie să-ți cauți mintea prin iad, tu ești de mult acolo, tu ai târât mintea acolo, nu mintea te-a târât pe tine. Să lăsăm filozofiile abstracte. Acest stareț rus a fost un mare trăitor autentic. Dar ce fel de trăitor? Să nu aveți impresia că îmbla cu porfiră și vison, avea o aură și tămâie la spatele lui, fumegat tot timpul. Morar, 30 de ani, într-o insulă a Sfântului Munte Athos. N-avea cum să stea în mănăstire, la liturghie, la pravilă, la vecernie și la utrenie. Și-a învățat rugăciunea lui Iisus. Și-a învățat să se roage cu Dumnezeu până a trecut treapta contemplativă și a ajuns la ce fază? La faza în care dracii arătau vedenii false. Uneori îi spuneau, Dumnezeu te-a părăsit. Și îl deznădăjduiau. Alteori, odată i-a vorbit și Dumnezeu din icoană. Nu se știe în ce măsură starețul a luat-o ca atare, sau a luat-o ca o însemnare, sau ca o minune, sau ca pe o mângâiere. Dar era convins, după spusa contemporanilor lui, că atunci când cineva îi cerea un sfat, indiferent cât de complicată era problema, îi dădea răspunsul într-un răspuns simplu. Faci asta și te vei mântui, cum a spus Hristos, ce este scris în lege, cum citești. Du-te și faci asta și vei fi viu. Și în felul acesta el a devenit celebru. Teologii stând în bibliotecă și plictisindu-se, uitând că Siluan Atonitu căra saci cu grăunțe în spate, uitând că bătea mătănii noaptea, uitând că postea cu zilele, uitând că nu bea apă, uitând că se nevoia sau nu dormea, au început să ia toate filocaliile și să facă asemănări între cuvintele Sfântului Siluan și marii trăitori ai filocaliei, care și aceste cărți de teologie, când s-au scris în urma unor revelații. Deci nu scrii cărți, de dragul vrei tu să scrii cărți, scrii carte și scrii despre un sfânt în momentul când ție Dumnezeu ți-a descoperit, uite, trebuie să spui treaba asta despre sfântul ăla. Și în felul acesta, băbuțele citesc aceste filozofii, uită de psaltire, uită de pravilă, uită de ceaslov, uită de mătănii, uită de post, uită să pomenească morții, să-și educe nepoțe, copiii, feciori și așa mai departe, dar le interesează cum se ține mintea în iad. Lumea e un iad. Nu iad în sensul creației. Cerul răspund slava Dumnezeu și facerea mâinilor lui vestește tăria. Adică dracul bate război la orice pas. Dacă în acest iad al ispitirii, pofta, ochiul, urechea, auzul, văzul, lăcomia, avariția, răutatea, tu reușești să biruiești și să nu te pierzi și să stai pe linia de mijloc, tu ai ținut mintea în iad și n-ai deznădăjduit, fiindcă la finalul postului te-ai împărtășit, Hristos e cu tine, tu cu El, familia ți-e bună, soțul ai târât la biserică, copiii ți-au luat examen, le-au serviciu la casa lor, nu te fac de rușine, sunt soară, sunt mărită, își vede treaba lor. Aceea înseamnă că tu ai stat cu mintea în iad și n-ai deznădăjduit. Adică ai lucrat cu timp și fără timp pentru Dumnezeu. Prin ce? Prin munca de apostolat, cum v-am spus și acum într-o zi. Noi suntem proprii noștri apostoli și a propriilor noastre familii. Și în final, teologia aceasta a marilor stareți, cum a fost Optina, Varlamu,
și lavra pe cer, ca Poceaievul și marele lavre, unde vedem noi moaște întregi, sunt rezultatul nevoințelor, dragă, nu numai vizitelor. Deci te suni autocar, dai 1000 de euro, te duci acolo, pupi moaștele, săruți icoanele, ștergi batistele, ștergi hainele, ștergi cămașele, iar când vii acasă, toate telenuvelele de pe toate programele le cunoști mai bine ca rugăciunea de dimineață și de seară. Deci e în zadar. În zadar. Deci asta înseamnă nevoință ascetică. Asceză înseamnă a posti și mistică înseamnă a te ruga. Dar au învățat și babele. Părinte, ce înseamnă să fii mistică? Zic, să fie proastă. Asta înseamnă să fii mistică. Pune mama mâna și învață psaltirea pe de rost. Pune mâna și învață acatiste pe de rost. Pune mâna și învață paraclisul pe de rost. Rugăciunea de dimineață. Va veni o vreme când nu vei putea vedea. Vine o cataractă, vine un glaucom. Dar dacă tu știi rugăciunea, ai cu ce-ți mângâia mintea și acolo în nevederea ta să deschid ochii minții. Da, îmi spune o băbuță, părinte, am glaucom la amândoi ochii, mi-a spus doctorul, să nu mai citesc nimic, că în câțiva ani nu mai văd. Cât aveți? 70. Și ce rugăciune știți pe de rost? Păi nu știu niciuna. Bravo! Dacă la 70 de ani, Psalmul 50, Crezul, Tatăl nostru, Împărate Ceresc, Născătoare Dumnezeu, tropare de umilință, tu nu le știi pentru ce ai trăit. Și noi vrem teologia modernă, nu? Lasă-i pe sfinți cu nevoința lor și urmează-i, că ei sunt modelele vii ale noastre. Lasă-i pe teologi să scrie și să stea alea scrise în raft, că e treaba lor. Iar noi să trăim autentic, era o vorbă foarte frumoasă, părintele Cleopa o folosea tot timpul. Băi, să citești vețile sfinților din faptele tale. Iată ce frumos. Iar când cineva greșește, în loc să-l judeci, că s-a dus odată un călugăr la spovedit și i-a spus, părinte, sunt smintit, cu tare a făcut așa, cu tare a făcut așa, cu tare a făcut așa. Și s-a ridicat starețul duhovnicul, care nu era altul la vremea respectivă decât părintele Cleopa, care cunoscuse mentalitatea acestui mare bătrân, Moș Gheorghe Lazar, care știa psaltirea pe de rost, și a zis așa, bă, nu fă tu! Nu te interesează ce face altul. La judecată nu mă întreabă pe mine de tine și pe tine de mine. Pe tine te întreabă de tine și pe mine de mine. Și în felul acesta, Ioan Gură de Aur a spus vorba cea mai înțeleaptă de pe pământ. Când auzi o bârfă, dacă nu o duci mai departe, ai oprit pe diavolul la gura ta și ai izbăvit și urechea ascultătorului din diavol. Și urechea lui va fi a Duhului Sfânt și gura ta a Duhului Sfânt. Iar dacă o duci mai departe și o multiplici și o adaugi și o înflorești și o mai crești tu și o mai așezi, nu faci altceva decât să pui un diavol pe buzele tale și unul pe urechile celui care ascultă. Și în felul acesta, la câți dragi sunt în România, mai adaugi tu unul. Și dacă 6 miliarde de oameni practică teoria bârfelii și a cleveterii, care e o scârboșenie în realitate, că nu e ceva serios a bârfi și a cleveti, ce pățești de fapt? Înmulțim dragi și ei nu se răzvrătesc asupra noastră. De asta e duhovnic. Părinte, am auzit prostia asta. Ce părere aveți? Taci, dragă, din gură. Vezi-ți de pravilă și de canon. Stai în băncuța ta. Ferește-te. Ascultă, ține în tine, taci în groapă și cu asta s-a terminat. Asta este virtutea creștinătății. Nu a ne trâmbița unii pe alții și a ne face rău. Așa s-a inventat turnătoria la serii, așa s-a inventat spionajul, așa s-a inventat contraspionajul, așa s-a inventat facerea de rău, așa s-au umplut pușcăriile de oameni de vremea legionarilor prin 44, când dacă vrei să-ți bați joc de cineva, spune că e legionar și îngropa toată familia pe veșnicie în temniță și nu mai ieșa niciodată, dar acele conștiințe merg mai departe la judecată și urmările păcatelor lor vin asupra noastră. De aceea, fii împărăției se vor încuia în întunericul din afară, iar mulți de la răsărit și de la apus vor cina în împărăția lui Dumnezeu cu Avram, cu Isaac și cu Iacov. Noi să fim fiei în împărăție, ai împărăției, împreună cu Tatăl, cu Fiul și cu Duhul Sfânt, la masă cu Avram, cu Isaac, cu